auzi, Mihai, dacă ar fi să intri din nou în casă și să alegi o fată la dans, cu cine ai dansa? Cu Adrian. Cu Adelina. Fii atent, îți îndeplinesc eu dorința. Hai. O să le cer colegilor din regie să vă pună o melodie ca să dansați, relaxați așa. Dar ne plictisim. Nu te iar mai... Vrei să te iau pe tine la dans să nu te mai plictisești? Dansez eu cu el. Zi. Vrei să te iau la dans pe tine să nu te mai plictisești? Dansez eu cu el. Taran, 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 taran. Păi gata, gata, nu mai trebuie să puneți muzică. Acum să fiu răutăcioasă și să zic Adriana, îmi pare rău, Mihai îl preferă pe Radu. Exagerează domnișoara Cristina. Acum vrei și tu? Nu, nu că am văzut cum te ținea ca pe o hârtie, să nu te rupi. Asta îmi întărește argumentul că, na, știi ce zic. Iar momentul în care dansați, de ce îmi citeați amândoi de pe buze și mâncați? Da, asta e o problemă foarte mare. Nu vă bucurați, adică Radu încearcă să vă strice momentele. Păi da, dar nu reușește. Dar n-a reușit. Hai că n-a reușit, dar s-au și se uitau la mine, dar tot eu n-am reușit. Sincer, asta am observat și noi ne-am amuzat. Exact, de aia dansa, să te așezi cu cea. Să uita la mine. Ce, Doamne, iartă-mă pe asta, ori râdea ca hamster, ori se uita numai la mine, că nu înțelegea nimica. Despre ce vorbim? Ne uitam la televizor, că apăream și ne uitam cum suntem. Nu, ea, nu tu. Eu de fiecare dată că sunt în casa fetelor, de fiecare dată când Adriana a dansat cu un băiat, niciodată nu a fost așa apropiată de cineva. Adică era mereu întoarsă cu capul în altă parte și acum chiar au avut contact vizual. Ceea ce încearcă acum Adelina să puncteze este faptul că vă potriviți foarte bine. În sfârșit, du-te! Du-te! Da, mă rog, și că există o chimie între voi, lucru care, pe care l-am observat cu toții de altfel. Da. Mai puțin Radu. Era să mă Dumnezeu. Da. Dacă și asta e chimie, înseamnă că n-am fost la școală nicio secundă. Deci pe ce vorbim? Lasă, nu-ți mai pocni fruntea, că te înțelegem. Deci, mai chiar da. Dar asta e. Și gelozia face parte din viață. Adică. Nu trebuie să fii supărat. Adică. Ai pierdut o fată frumoasă. Mulțumesc, domnișoara Cristina, nu mai spuneți. Auzi? N-am pierdut nimic. Mai ai 5. Antonia a venit, te-a chemat în camera roșie și tu? Și eu ce? Cu cele două fete ai treabă, Adriana, Adelina. A. N-am exclus-o pe Antonia nici o secundă, domnul Jackson. Păi dacă n-am avut când să vorbesc cu ea, că nu m-a lăsat nimic și n-am putut la și mai... Nici ea nu este comunicativă, Antonia. Da. Nu-ți doresc să-i spui nimic lui Radu? Nu. Te iubesc și eu, Antonia. Te iubesc și eu, ce faci? Nu. Cum mai nu? Nu-mi zici nimic, nu-mi zici mie că mi-e dor de tine, că mă iubești chestia asta. Orice, măcar acolo la vrăjeală să mă zici și eu iubit. Păi tu ești gelos că dansează Adriana cu Mihai. Unde ai văzut tu? Unde ai văzut tu? Pe fața ta. Te-a luat seama, hoțule. M-am pus gelos nicio secundă. Te-a luat seama. Vii, Mihai, vii. Te-a luat seama, ai văzut? Mihai, zici că e reportofon, a repetat de 6 ori. Ți-ai dat seama. Vezi cât mai repet. Repet până înțelegi. Îți dai seama când o să o pupi? Cine, eu? Nu, Mihai. Ai vrea? Nu, tu nu. Dacă vrei, poți să mă pupi. Bine, a pupat-o altul înaintea ta, acum dacă o pupă și Mihai, toate bune. E, da. Ai încurcat. Înțeles, asta e magazinul alimentar care e deschis non-stop. Hai, lasă. Dar la ușile alea, la mall, se deschis singure și ea se crede că e importantă, dar s-a deschis că e pe manivelă de aia. De ce vorbim? Iar dar de ce n-ar fi important? Are și insigna în piept? Cine e ea? Da, Adriana. Unde e insigna? Nu se vede. Am mâncat? Nu stă lipită. Are rău. Chiar vorbeam cu... Da, și-a pus-o Mihai în piept și a spus ce bine îmi stă. Da?
Îți dai seama, Radule, ce dramă ar fi? Adriana și Mihai favoriți. Ar muri. Macarena. Din păcate, visele nu devin în realitate. Da, tu îți dai seama, Insigna n-ai mai avea-o, iubita n-ai mai avea-o. Bani n-ai mai avea. Nu, nu văd, domnișoară, nu văd niciun problem că n-am venit aici pentru bani ca să mamă, fac drame că n-am luat bani, nici de cum. Nu. Dar dacă Adriana nu o să mai facă parte niciodată din viața ta? Păi, domnișoară, Cristina, dacă n-ar mai face parte... Nici n-a făcut parte vreodată asta din viața mea. Atenție la limbaj! Păi n-a făcut și nici nu o să facă parte din viața, ca să fii în viața mea, domnișoara Cristina, trebuie să fie important, asta să fie în viața mea, trebuie să fie femeie dreaptă, nici de cum femeie care a călcat pe bec. Nu accept așa ceva. Mai apărea din când în când pe ecranul Jackson și vedeam, nu știu, zici că se blocase placa, adică dădea un repeat de 100 de ori, adică era în aceeași poziție și nu făcea nimic. Înțelegi că ești tratat mai, cu ignoranță pentru că nu vreau să bag în seamă. Și mai face chestia asta cu părul. Foarte mic. Auzi, nu stătea ca bibelou, se jucau cu pernele, se atingeau, zâmbeau, dar tu, atent, nevoie mare, ca să observi ce și cum. Până să vină în casă, domnișoara Cristina, să stătea ca bibelou. Până să vină tot cu mine avea treabă, da. Chior, adică observ și eu. Auzi, Mihai, ți se pare că Radu încă speră la Adriana? Da. Ce da? Cine a zis? Nu cred. De ce nu crezi? Pentru că ești implicat în discuție? Păi posibil poate are și el așa o urmă de respect. No. Respect. No, nu există așa ceva la mine. În momentul în care nu se respecta, nu se respect. Eu o lege. Nu, eu ziceam în caz cu mine, nu cu... A, cu tine, da, dar tu n-ai nicio treabă în discuția asta, eu nu mai păi vreau... Păi nu, dar atâta timp cât poate o să fiu eu în discuția asta, o să ții cont de mine. Auzi, dar vis-a-vis de Adriana ce are? Frustrare? Cum? Vis-a-vis de Adriana ce are, Radu? Frustrare? Domnișoara Cristina, nu știu eu certurile lor, că n-am fost eu de la început să văd. Ce-ai constatat tu acum? Când o numește bibelou, când o șicanează în momentul în care dansează cu tine? Ăsta e stilul lui. Mm-hmm. Deci îl înțelegi. Știi ce mă întreb eu? Dacă vei forma un cuplu cu Adriana și o să iei parte la discuții de genul acesta. Mihai deja înghițea în gol, că i-am văzut. Încerc să aplanezi. Cum reacționezi? Eu cred că nu-și mai au rostul. Nu mai are rost să mă gândesc la chestii de-astea atunci. Crezi că Radu se va opri? Va înceta de la sine? Eu cred că da. Și Adriana? Atâta din cât femeia asta o să aibă ceva de spus la adresa mea și atât de impertinent. Stai puțin, nu te-am băgat în seamă astăzi, că mi-ai zis că am stat ca bibelou, ceea ce înseamnă că nu te-am băgat în seamă, nu? Hai că de la tine vreau să mă bași în seamă. Automat când o să fiu într-o relație, nu o să zic că dacă o să fiu, cum o să fiu într-o relație, nu o să zic că nici azi, dai seama automat. Și pentru că eu vreau să fac lumină și nu vreau să las așa lucrurile în aer. Adriana, tu i-ai dat mesaje neortodoxe lui Radu? Nu. Nu. De ochiate. Faptul că vorbeam cu ea prin bombițe, nu mi-a dat, normal. Că știa că eu nu sunt genul de om să fac screen, ca să o am la mână, că nu-mi trebuie, mie nu trebuie chestia asta. Că eu nu șantajez oamenii. Eu nu șantajez oamenii, îmi pare rău. Nu șantajez oamenii. Trebuia să faci, să ai acum dovezi. Nu, dar nu așa, că Dumnezeu e sus și vede cât de, cât de fari sunteți. Dumnezeu e sus și vede. O să te vadă pe tine. Hai, cu minte, bă, prăjino. Hai, jignește în continuu ca păi jignesc că n-ai argumente, de 2 lei. Când n-ai argumente, jignești. Caracter ieftin, mă. Mai ieftină decât tine nu sunt, stai liniștit. Bine, mă, lasă. Bine, hai, lăsați, nu mai. Încetați, că între voi doi nu se poate rezolva nimic. Nu mă mai băga în seamă, hai. Bine, ignoră-o la fel și ea te va ignora pe tine. Să nu vină vreodată să spună de mine urât și chestii de astea, că... Nu mai te bine, ieși afară. Nu ți-am zis că ești urât. Ieși. A, nice. Auziți, voi vă dați seama cum păreți voi în fața oamenilor? Adică, veniți aici, vă pupați, aveți momente de gelozie, după care intru la voi, încerc să discut cu voi și vă jigniți. Terminat. Na, poftim. Atenție la limbaj, Adrian. Păi da, dar mă înjură în continuu. Măi, din păcate, el întrece măsura. Nu doar el. Pe de altă parte, nu-i mai da curs. Ignoră-l. Te înțeleg, ca femeie, este jenant tot ceea ce se întâmplă. Și când spun asta, evident că spun pentru toată lumea. Nu-i ok să faceți asta. El, cu siguranță, are anumite frustrări.
Dar și tu. Un om ca el n-ar trebui să fie aici, punct. Bine, asta dacă ar fi să vă întreb pe fiecare în parte, fiecare crede despre fiecare că n-ar trebui să fie aici. Toți credem despre Radu. Și cu toate astea, vă aflați aici. Ce să vă fac? Radu? Da. Fii atent. Deci ne cerem scuze și lăsăm să ne înjure. Spun despre tine că te comporți total necivilizat. Așa nu e. Doar unul. Tot eu. Aproape toți. Mm-hmm. Da, dumneavoastră, tot eu. Eu vin să-mi bag joc de oameni, după aia vin și pun într-o situație nasoală, fac o vrăjeală totală de televizor doar ca să mă oftiși pe mine și stai după aia cu buza aia așa ca Pinocchio și nu zici nimica și mă mai puși pe mine într-o daie acolo. Bun, dar fii atent, Radu, ascultă-mă. Toate aceste lucruri despre care tu vorbești nu-ți dau dreptul să jignești. Da, că mă face urât și că mă faci pitic cu... Nu te-am făcut urât. Mataci, îmi zici măsură, îmi zici că am freza nu știu vezi cum. Vezi că mi-ai zis. Normal că ieri mi-ai zis că ești urât. Ieri. Am zis că nu ești frumos, nu că ești urât. Puteai să fii drăguț. Mama are 75 de operații și ce de mine like asta, că nu sunt frumos. Ferească-mă Dumnezeu că mă ia toți nervii și toate spumele pe asta. Pe bune mă ia. Și a ce văzut, faci tu dacă te ia spumele? Hai să văd. A văzut că m-am zbătut pentru ea în momentul în care gata, nu mai a venit unul care poate îmi bagă și mie ceva aici la ghiozdan, că mi-e foame, mă doare stomacul de foame. Acum gata, îl dă pe ăsta la o parte. Dar faci acuzațiile acestea. Păi asta îți dai seama că îl jignești pe Mihai. Adică crezi că el nu este un bărbat demn de iubirea unei fete, de atenția unei fete? El, da, ea, nu. Cum am și spus, a avut o relație în care vine atenție și spune că băiatul ăla a înșelat-o pe aceea. Dar nu ești tu măsură să judeci, cum? Nu ești tu măsură să judeci. Dar nici nu e măsură să-mi judeci mie aspectul. Dar că nici tu, pentru că tu ai început. Până acum îi plăcea de mine. Când eram la date, nu mai spunea ești tu răs. Spunea, hai încearcă să lupți și să demonstrezi. Vezi că tu ai zis că vei lupta, ți-am spus ce vrei. Și o să se vadă asta. De aici de vrăjeală. Hai, Radu. Am ieftină. Ok, atunci potolește-te că nici eu n-am de gând să te jignesc pe tine dacă tu n-o faci. Hai mă, vezi de treaba ta că ești... Poftim. Ce poftim? Radule, ia fii atent. Păi de pomană. Radu, fii atent. Renunță la discuțiile cu Adriana. Las-o în pace. Îndreaptă-te către orice altă fată dorești. Dă-i pace. Nu. În momentul în care își bate joc de mine și mă ia de fraier și după aia vine și... mă jignește și toate chestiile de genul ăsta, o să-mi asum tot și nu o să întrerup nimic, domnișoară Cristina. Îmi pare rău, îmi cer scuze dacă nu... Pare că ai frustrări. Da, normal, e frustrare pentru că mă pune pe mine într-o situație nasoală. Dar tu nu mă pui pe mine. Adică tu ai dreptul să mă jignești și eu să lupt, nu? Vorbea cu mine până la 5 dimineața, mamă ce relație, mamă ce nu știu bun, ce... Bun, am înțeles, nu am mers, luați-o pe drumuri separate. Hai să nu vină după ce n-am mers, domnișoara, să zică de mine că sunt că nu știu cum... Dar că... nici tu să mă jignești de nu știu ce, că vrei tu că n-am mers, te iau nu? Și te fac de plângi. Chit că pic bine, chit că pic prost, pe mine niciodată nu m-a interesat cum pic la televizor, dar nu se mai joacă cu tine, își vede de treaba ei cu Mihai. Și o credem pe cuvânt acum că indețiile ei dintr-o dată sunt serioase, hup, s-a sucit... Nu contează! Ceea ce se vede acum, eu o văd apropiată de Mihai, lasă-o să fie apropiată de Mihai, apropiată de Adelina. Antonia, Diana... Dar nu e vorba, oricum nu mă apropii de asta. Dar scot în evidență ce vreau eu, atât de cât m-a luat la mișto. N-am cum să tac, domnul Jacques, nu sunt genul de om și n-am tăcut niciodată în fața nimănui. Și nu o să tac de vreodată când o să am ceva de zis, o să zic. Chit că o deranjează, chit că nu se cere nimeni să taci, fiți atenți. Să-și bage... Voi trebuie să înțelegeți următorul lucru. Eu n-am să vă cer niciodată să păstrați liniștea, să vă închid gura. Dar vă rog un singur lucru, vorbiți civilizat. Adică e ok, spuneți-vă părerea, foarte bine, e normal, dar cu respect. Atât timp cât puteți aveți respect, da, este ideal. Atât timp cât nu vorbiți despre bătăi, cât nu vă jigniți și așa mai departe, este foarte bine. Bun, ce foarte frate, bine. Dacă nu-mi ziceai nimic și mă lăsai în pace, îmi vedeam de treaba mea. Ține-te bine. Ce mă ameninți? Ține-te bine de asta. Nu mă că de la date m-ai amenințat că spui tu toată armata ta dobândită datorită foșilor concurenți. Da, ai tu treabă cum e dobândită de aia mea. O să mă înjure toată lumea că vrei tu. Care-i problema? Astea ți se par normale, nu? Nu, te înjură că meriți, nu că vreau eu. Radule! Nu fac ca mine, că nu sunt mele. Să facă ca mine cum spune asta. Niciodată n-am spus să facă chestia asta. Asta este colega ta, Adriana. Fata pe care tu ai vrut să o cucerești în urmă cu 2 săptămâni. Asta. Nu-ți face cinste astfel de comportament, să înțelegi. Nu. Știu.
Lasă lucrurile așa cum sunt, dă-i pace, lasă-o în pace, mergeți pe drumul vostru, fiecare, separat. După cum am spus, sunt fecioară, da, și sunt o zodie foarte răzbunătoare. N-am ia tot fecioară. N-am putut în viața mea să las ceva neterminat. I-am spus, ține-te bine că dacă îți bagi joc de mine, că de la date i-am zis, dacă îți bagi joc de mine și mă pui pe mine într-o postură proastă, o să vin și o să spun orice, dar adevăr, numai adevăr. Și ce chestia asta, dacă o deranjează pe ea, postură proastă te-am pus eu pe tine, că tu mă jignești de când a început emisiunea. Hai că de când a început emisiunea te-am jignit. Te-am lăsat să stai acolo să-ți vezi de treaba ta. Okay. Nu ți-am spus nimica. Nu m-am băgat peste discuțiile tale. Nu te-am căutat asta să vorbesc cu tine. Unde te-am înjurat de când uite am acum, ai zis, da, ai zis de când a început ziua. Te contrazici? Falci, te contrazici? Bine, fiți atenți, Adriana și Radu, fiți atenți, vă rog. Dacă nu vreți să vă ignorați, și așa pare. Eu vreau. Că noi v-am ascultat, v-am rugat, eu personal să vă opriți, nu vă doriți. Măcar lămuriți-vă lucrurile. Dacă nu vreți să vă lămuriți lucrurile, tratați-vă cu respect. Dacă nu puteți să vă tratați cu respect, ignorați-vă. Eu ignor, dar el o să înjure mereu. Ok, ea și înjură măcar. Mă, nu mai te... Bine, Radu, îmi pierd timpul. Fiți atenți. Nu, adică e rușinos. Alegeți să vă expuneți într-un mod rușinos. Și unul și celălalt. Nu găsiți cale de mijloc. N-am cum să vă mai rog altfel decât am făcut-o. Iar ție îți mai dau un sfat. Nu arăta altceva decât ură. Ai tu în bagajul tău. Ură. Ceea ce faci acum arată frustrare, ură, lipsă de respect și nu-ți face cinste. Nu, se numește ură și durere. Nu mai vorbiți despre ură. Ba da. Nu. Să vă ferească Dumnezeu să cunoașteți așa ceva. Nu există așa ceva aici. La mine există. Nu. Încercați să deveniți mai buni. Poate de mâine. Astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Bă, încă de la început a zis că eu o înjuram pe așa și neam. Înțelegi? Și n-am fost așa. Pe mă deranjează. Nu veni să mă ajungi din gură să subinezi că te jinesc în continuu când nu ți-am nimic de dimineață. Te-am lăsat a vorbit cu tine. Nu i-am zis nimica. Nu m-am dus la voi să vă deranjez, să vă zic nimica. Nici dă-te mai încolo. Ce vii și subinezi chestiile astea? După aia mai vine și spune oamenii ești. Oamenii așează sau nu se așează lucrurile. Bă, indiferent. Nu am văzut că nimic. Indiferent cum o să mă înțeleg eu la tine. Nu o să tac în fața femeii astea dacă încearcă să mă pun într-o lumină pe asta. Nu o să mai încerce nimeni nimic, frate. Când o să fie să fie ceva la nostru oficial, nu o să se mai întindă coarda nimic. E simplu, că e vorba de respect. Nu l-are. Fac eu să ai orice. Stai. Nu contează. Atât adică te-ți bagi joc de toată lumea și faci ce faci, tu practic în casa asta ești fix... Uite, covorului ești. Da, un 5 lei dau pe caracter. Dar nu te uiți la tine, dar mai mă. Mult de atâta... Așa zici că ești pinguinul. Și vii tu să-mi zici mie chestiile astea. Păi da, zic că mergi. Să-ți fie rușine, să-ți fie rușine. Tu ești un fals. Acum, mai jur, băi! Mai faci așa! Ăla ieri încerca să mă instige ca să mă să dau în el, ăsta azi. Păi, n-a reușit el ieri. Și l-a pus pe Nicola azi. Un pic de respect pentru casă, pentru oricine tu nu ai. Eu? Voi ați avut față de mine? Meri să fii înjurată! Stai numai cu gura pe mine, lu' spart-o, ăla nu-i zici nimica! Păi apărarea spui că lumea jicnește-l, atacă tot. Băi, Claudiu, dar pentru ce mă cert aici că nu înțeleg că să iau apărarea lui Nicolae? Te-ai prins la mijloc, ești dar nu că stau după ea. Ești prins la mijloc, ei doi, e un joc de-al lor. Până te hotărăști tu să ce ai, la... mama, o mii, dar tu? N-o să te mai vrea nimeni. Vino că ea își varsă nervii pe noi... Copia la Marinescu și vorba și locul. Omul ăsta nu spune că e prea finuț, dar eu ține zic. Îmi pare rău, dar eu vorbeam acum. Cum poți să stai lângă ăla? Vorbi când omul ăsta nu ți-a greșit cu nimic acum.
Păi râzi că te pierzi în prostia ta. Tu spui că eu îl vreau. Te pierzi în teatrul tău, de-aia te bufnește râsul, că nu mai știi ce să minți, nu mai știi ce să inventezi. Dar vrei să plâng, mie îmi place să râd. Tocmai de-aia nici nu mă grăbesc, că atunci când ei au fost de s-a dus Radu în casă în partea elaltă, i-a zis că mai vrea să-i mai dea o șansă. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.